ce lumea consideră politica drept un domeniu murdar? Lipsă de educație politică? Voi nu vă place, nu mă votați mai bine. Eu, de fapt, vreau să vă slujesc pe voi. Cum îi definiți pe alegătorii dumneavoastră? Ei sunt angajatorii mei. Cineva mi-a spus, domnul primar, poate într-o zi o să-ți rupem pașaportul cumva să nu pleci din Cahul. Dar cum? Parcă noi am votat pe Vasile, dar au ajuns Ion în Parlament. Președinte sau deputat? Dacă va trebui, de ce nu? Astăzi este mai greu să te menții în politică decât să ajungi în politică. În 2 ani să treci în 4 partide, cel mai mult să minte în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. Câteva live-uri pe Facebook sau pe alte rețele socializare și poți să te cunoască sute de mii sau milioane de cetățeni. Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la noua ediție a emisiunii care vorbim cu domnul primar Nicolae Dandeș. Domnul primar, astăzi avem o ediție mai specială și o temă mai interesantă. Vreau să vorbim despre cum politica din țara noastră s-a dezvoltat sau s-a înrăutățit în ultima perioadă și despre situația actuală și despre viitor. Deci, cum vedeți dumneavoastră acest spațiu politic? Eu sunt ales primarul municipiului. Când vorbim despre politic, trebuie să le divizăm foarte clar ce înseamnă domeniul politic și în ce măsură activitatea unui ales local este implicată sau, la modul propriu, spunem că face politică. Noi, mai mult ca primari, ca aleși locali, facem administrație decât politică, dar evident că multe lucruri, prin viziunea sau direcția de activitatea noastră, sigur are un mesaj puternic politic, care este opinia noastră despre o temă sau despre alta și, după cum ați sesizat, probabil mai puțin m-am expus în general despre agenda politică națională, despre lucrurile, despre clasa politică, despre sistemul politic în general, pentru că spuneam, sunt concentrat pe activitățile curente, pe proiectele de dezvoltare a municipiului Cahul și mai puțin am fost implicat în activitatea instituțiilor politice, mă refer la partide politice sau activități de amploare la nivel național. De fapt, acesta este un concept național. De ce lumea consideră politica drept un domeniu murdar? În primul rând, trebuie să înțelegem că în funcție de educația și cultura politică a fiecărui cetățean, percepția despre ce înseamnă politică este total diferită. Noi, fiecare cetățean, dacă îl vom întreba cum definește politica, vom avea tot atâtea definiții. În primul rând, politica trebuie să fie transmisă sau promovată în societate ca definiție, un mesaj foarte simplu. Este, dacă vreți, grija, atitudinea, prioritățile statului sau instituțiilor statului față de anumite domenii sau față de dezvoltarea societății în ansamblu. De ce societatea percepe sau oamenii percep politica ca fiind murdară? Nu este un proces de ieri de la altăieri. Deci este un proces care, din păcate, s-a perpetuat în societatea noastră. Pentru că, din păcate, dezamăgirile, calitatea celor care fac politică, este, să spunem așa, mereu duce spre dezamăgire sau despre promovarea unei calități a figurii politice, a unui politician. Și, respectiv, prin aceste exemple care le văd oamenii în societate, s-a ajuns la această percepție care, din păcate, este greu să o contrazici. Pentru că politica în sine, spuneam încă o dată, este grija față de societate, este activitatea față de stat, dar când spune lumea că este politică murdară, pentru că vede foarte, foarte mult, foarte multă nedreptate, foarte multă minciună, foarte multă imoralitate, dacă vreți, foarte multă lipsă de valori, lipsă de Dumnezeu, lipsă de atitudine corectă, onestă, lipsă de sinceritate. Și nu zic, sunt și excepții. Cred că Otto von Bismarck, pare mi se spunea că cel mai mult se minte în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. Fiecare ciclu electoral, fiecare proces prin care oamenii sunt în situația de a-și alege conducătorii, lasă o amprentă puternică în societatea respectivă. Și ca timp și ca perioadă concretă în care are loc. Și spun lucrul ăsta pentru că politicienii, în mod intenționat sau uneori fără intenție, promit
sau vorbesc niște lucruri care nu sunt capabili să le realizeze și respectiv oamenii, sigur, așteaptă rezultate. După o perioadă, dezamăgire. Vin alți pălcieni, spun ce n-au făcut ceilalți și iată că noi vom face asta. Și oamenii, deja, din păcate, le este tot mai greu să creadă că cineva va veni și ce spune va face. Și de asta, mea murdară este că deseori calitatea celor care ne conduc lasă de dorit, oamenii nu se regăsesc în ei, dar, pe de o parte, instrumentele politice a unui stat de drept, a unui stat democratic, prin care oamenii își aleg, poate reprezentanții nu sunt cele mai bune, dar și rolul societății civile, a societății în general, neimplicarea lor în viața politică, face ca în prim plan să apară, sigur, oameni incompetenți sau oameni, spuneam, fără integritate. Și aici la fel mi-a venit un gând acum, ca o spunea Platon încă în Antichitate, o pedeapsă a oamenilor pentru neimplicarea lor în politică este că să ajungă să fie conduși de inferiorii lor. Deci, practic, alții tot au spus că atâta timp cât cei buni stau într-o parte, mediocritatea avansează. Deci, cei care sunt nemulțumiți de clasa politică, dar în același timp nu fac nimic pentru a o schimba și stau doar ca observatori pasivi, deci, spuneam, nu sunt doar cei asupra cărora se răsfrânge efectul acestor alegeri, dar ei chiar sunt complici. Tot un învățat a spus lucrul ăsta că atunci când oamenii își aleg conducători corupți, hoți, trădători de țară, ei nu mai sunt doar cei care suferă de pisama lor, dar sunt complici la această formă de chiar de desemnare a acestor conducători. Știm că în politică principalul factor determinant sunt alegătorii. Cine sunt alegătorii dumneavoastră și cum i-ați convins să vă voteze? Chiar și apropo, în al doilea mandat, la alegerile din 2019, ați obținut 81%, un rezultat cel puțin nemaipomenit, aș putea spune eu. Cum îi definiți pe alegătorii dumneavoastră? Cred că, în primul rând, cei care vor să fie aleși trebuie să înțeleagă această relație între adevăr ales alegător înainte de a-și propune să intre într-un exercițiu electoral. Pentru mine, alegătorii sunt, în primul rând, sunt concetățenii mei cu care trăiesc, locuitorii municipiului Cahul, sunt cunoscuți, sunt prieteni, sunt oameni care poate nu mă cunosc, sunt oamenii care locuim într-o localitate și care vreau să trăim aici bine în municipiul Cahul. De altă parte, ei sunt angajatorii mei. Eu nu cred că sunt angajați care vor să fie în relații proaste cu angajatorii lor. Dar în cea mai mare parte, vreau să spun, este o asumare de responsabilitate. Pentru mine, a fi ales înseamnă asumare de sacrificiu. Și nu exagerez când spun sacrificiu, pentru că dacă unii înțeleg a fi ales sau a face administrația sau a fi un conducător doar ca un statut care îți dă careva privilegii sau, eu nu știu, alte beneficii, se înșală amarnic. În general, despre cei care vor să se implice în dezvoltarea unei localități sau unei țări, care își asumă această responsabilitate, este un lucru care trebuie să-l înțeleagă și cei care sunt aleși, dar și cei care aleg, pentru că de tine depinde viața comunității, viitorul comunității, viitorul țării. Deci nu este, și au spus-o mulți învățați de-a lungul timpului, care cu adevărat au trăit această responsabilitate atunci când ești, spuneam, cu atât mai mult când ești în fruntea unei țări. Deci aceasta se asumi prin atitudinea ta, prin acțiunea sau inacțiunea ta, viitorul unei țări. Deci nu este doar că ești temporar într-o funcție sau alta, deci nu. De acțiunea sau în acțiunea ta, spuneam, cu atât suferă sau beneficiază cei care sunt astăzi, dar și poate generații întregi. Aici Mihai Eminescu spunea foarte frumos un gând, iarăși greșelile în general în politică, deci sunt adevărate crime, pentru că de aceste greșeli suferă milioane, așa spunea Eminescu, milioane de oameni și compromit dezvoltarea unei țări pe multe, mulți ani, chiar zeci de ani. Și eu sunt total de acord cu acest lucru, pentru că atunci când spun unii, iată, bun, fiecare alegere este importantă, dar așteptăm 4 ani, alegem pe alții. Deci o greșeală făcută astăzi nu este doar consecințele doar pe 4 ani.
Spuneam, s-ar putea să fie un beneficiu pe mulți ani sau să fie, dacă vreți, sacrificată o țară pe viitorul ei pe mulți, mulți ani înainte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră politica? Este definiția teoretică și specialist în domeniu, nu o să spun prea mult teorie, pentru că pentru oameni e important să înțeleagă, spuneam, la modul practic. Politica înseamnă, în primul rând, o viziune, un plan de acțiuni, niște priorități, concret într-un anumit domeniu, spuneam. Sau, concret, dacă vorbim despre politica municipiului Cahula astăzi, este să facă un trai mai bun în localitate, să asigure condiții, infrastructură, să fim cu adevărată capitală de sud. Deci, iată, este viziunea, direcția încotro se îndreaptă o localitate sau o țară. Deci, spuneam, încoate un set de acțiuni, un plan de priorități și este clar angajamentul în această direcție, plecat de la o viziune, de la o convingere. Dacă eu cred că a investi astăzi în economie înseamnă o prioritate și va avea efect și va avea dezvoltarea țării, deci înseamnă că am o politică, o viziune corectă asupra dezvoltării țării, o politică economică bazată pe niște argumente, nu doar pe niște declarații și probabil aici, iarăși poate trebuie să spun, de ce oamenii o văd pe de-o parte foarte complexă, uneori, iarăși, cum spuneți dumneavoastră, doar în termeni negativi sau peiorativi, anume ce înseamnă politică, pentru că și eu ca cetățean, dacă făcând abstracție de funcția pe care o am, mi-aș dori să aud și răspunsul la întrebarea cum facem acest lucru. Pentru că deseori în campanie electorale, în general, declarații foarte multe politice, sunt probleme în domeniu cu tare, sunt probleme în tare în domeniu. Deci, marea majoritate oamenilor cunosc aceste probleme. Iată, eu îmi doresc ca cei care vrem să fim oameni de stat, oameni care cu adevărat vrem să ne asumăm un rol în guvernarea acestei țări, să răspundem simplu, într-un limbaj în care și pentru un academician și pentru un om simplu, răspund și la întrebare. Iată, este problema, vreau să facem asta și cum vom face, așa că să fie în pași simpli pentru fiecare cetățean să fie foarte clar că aceasta nu este doar ceva care frumos sună în ureche și oamenii, din păcate, se prind ușor și la aceste declarații, dar are un răspuns, o viziune clară și el vede în pași concreți cum se poate de rezolvat acea problemă sau care sunt pașii care trebuie să-i întreprindă. Deci, spuneam, politica înseamnă o viziune de dezvoltare, că este într-un domeniu sau este, în general, grija față de curtea, față de orașul sau față de țară, care, în fond, explică definiția primară acestui term politică, deci grija față de cetate. Deci cetate, spuneam încă o dată, fiind la scări diferite. În ambele mandate dumneavoastră ați îndemnat, de fapt, cetățenii să participe activ la procesul decizional și încă mai faceți, dar de ce totuși mulți refuză să se intereseze măcar de nuanțele politice? De ce unii nu ies la vot, unii cetățeni? Lipsă de educație politică, cultură civică, și poate, iarăși, o să spun, atunci când se menționează că oamenii nu ies la vot, tinerii nu ies la vot, pentru mine sunt niște explicații foarte clare. Deci nu a fost adecvat mesajul acesta sau educația încă din familie, pentru că eu chiar studenților le dădeam exemplu, dacă un copil vede o dată la 4 ani sau mai des, pentru că avem ciclul alegeri locale, prezidențiale, parlamentare, deci mai des de o dată la 4 ani, dacă un copil vede că părinții merg la vot și ideal e să-l ia și pe el la votare și că atunci când va avea o anumită vârstă și va înțelege deci ce înseamnă, va pune întrebări, dar de ce mergi la vot, dar de ce părinții merg, dar pe cine votăm? Și spuneam, dacă un copil vede pe un banner fața cuiva, chipul, imaginea unui polician care dorește să fie ales, și îl întreabă tată, mamă, dar cine e ăsta, ce vrea el? Deci părintele ar trebui să fie capabil să răspundă simplu că este normal ca să alegem cei care ne administrează treburile orașului sau țării odată la 4 ani. Și spuneam, lipsa acestei educații la toate treptele, ajungem să culegem roadele, spuneam, la diferite vârste în care oamenii se întrebe, dar de ce trebuie să iasă la vot? Neîncrederea în instituțiile statului, calitatea celor care conduc sau care pretind a fi, își doresc să fie aleși. Nu este un păcat să-ți dorești să fii ales, dar deseori oamenii, spuneam încă o dată, nu au nicio teamă nici de lege, nici de Dumnezeu și când oamenii văd că persoane care au probleme de integritate, persoane care nu merită, dar sunt desemnați de către partide, sunt scoși în față
pentru a fi candidați și tot candidează și trec, nu trec, dar tot aceiași sunt candidați, oamenii rămân descurajați. Oare nu mai sunt alții în țara asta care se merită? Oare nu mai sunt alții în oraș care se merită să fie? Deci eu aceasta o văd, le văd ca primele explicații, dar mă bucur și vorbesc acum din experiența mea. Am trecut de câteva ori prin aceste cicluri electorale, am fost ales consilier municipal ca independent, apoi am candidat la funcție de primar ca independent, prima dată nu am fost ales, iarăși am participat, am fost ales în 2015, am fost reales, deci am trecut prin acest proces și vreau să spun că toate reacțiile oamenilor, atunci când te întâlnești oameni și iată, câteodată aveam această senzație greșită, zic eu, că cerșeam acest vot, această încredere și până la un moment dat am spus, oameni buni, dar voi nu vă place, nu mă votați, oameni buni, eu de fapt vreau să vă slujesc pe voi. Deci adică dați, vă rog, votul vostru, alegeți-mă ca eu să alerg în locul vostru. Iată, așa mesaj, eu am ajuns eu să cred cu toată ființa mea în acest lucru, spuneam, deci stai și te rogi pentru voturi, de fapt, ei ar trebui, cei care aleg, ar trebui să analizeze oferta electorală și să spună, măi, ăsta merită sau nu merită, și dacă ăsta merită, dă să-l votăm, că știți cum, cineva mi-a spus, domnul primar, poate într-o zi o să-ți rupem pașaportul cumva să nu pleci din cahul. Deci, și nu glumesc, deci atunci când oamenii văd că meriți să le stai, adică să se reprezinți, să le administrezi treburile și să te bați în numele lor, să faci lucru, deci cred că asta, sigur, cea mai mare recunoștință a unui persoane care este ales este să vadă această susținere și încredere din partea celor care a ales. Oamenii trebuie să vină la alegeri într-adevăr cu satisfacție, dar nu, uitează, mereu avem de ales între rău mai mic. Și eu, iarăși, când vorbim despre alegeri prezidențiale, alegeri parlamentare, eu deseori am fost pus și eu ca toți cetățenii acestei țări ca să alegem între răul mai mic. Pentru că puțin nu mi-aduc aminte când s-a avut așa o senzație că, iată, fără nicio rezervă, iată, eu merg la aceste alegeri și sunt sigur că, iată, această persoană sau acest partid va fi cel mai demn să mă reprezinte și n-am nicio rezervă că, iată, cu ei împreună țara se va dezvolta. Tot timpul a existat virgul, tot timpul a existat paranteze. Noi nimeni nu suntem perfecți, dar, încă o dată spun, înțelepciunea este o noțiune care nu se, sau este o calitate, un dar care nu se vinde la magazin. Ea trebuie cu adevărat meditat, studiat și înțeles, ajuns la o concluzie cum trebuie să te comporți față de cei care, și aici încă un moment din, iarăși în activitatea mea ca primar. Deseori le spun la colegii mei din subordine, la colegii din primărie, orice cetățean, spuneam încă o dată, dacă este angajatorul meu, co-angajatorul meu, că sunt mai mulți, da? Spuneam, zic, voi sunteți cei care eu v-am numit sau v-am ales, mă rog, prin bază de concurs, nu v-au ales ei pe voi. Deci orice lucru frumos pe care îl faceți voi este un rezultat pentru toți, dar orice prostie care o faceți voi, deci eu sunt responsabil. Pentru că oamenii cer de la cei pe care l-au angajat. Când dumneavoastră deveniți angajatul cetățenilor, deveniți automat și angajatorul altor din subordinea dumneavoastră, ca să fie mai clar. Și ați menționat o chestie, o idee foarte interesantă despre educația politică, educația juridică. Credeți că ar fi o bună practică în școli pentru a fi aplicată în școală, în sistemul de învățământ? Este nevoie de mai multă abordare corectă și practică. Din cauza aceasta, noi avem rezultatele care le avem în societate. Este nevoie de a educa, de a informa, mai ales tânăra generație, despre ce înseamnă corect și aceste procese democratice, electorale, ce înseamnă să fii ales, ce înseamnă statut de alegător, ce înseamnă când poți să ceri de la cei care îi aleși, cum poți să ceri, care sunt responsabilitățile și datoriile lor, care sunt calitățile unei persoane care merită să fie ales, cum poți să deosebești binele de rău sau minciuna din ceea ce promit sau care este real un program electoral. Pentru asta trebuie să ai o cultură generală mai mare, dar și trebuie să existe o dezbatere reală în societate despre care sunt obiectivele care își le propun. Uitați-vă, mai ultimul exercițiu electoral ține de alegerile prezidențiale. Este foarte multă minciună în tot spațiul public despre ce trebuie să facă președintele. Deci, sigur,
Marea majoritate a celor angajamente nu țineau de competențele unui președinte. Este adevărat că președintele trebuie să fie implicat în toate sferele. El poate să se expună părerea, dar în multe domenii părerea lui, ca oricare alt cetățean, este cam la fel. Deci dacă nu rezonează și cu alți factori de decizie care, cu adevărat, se prinde responsabilitatea că este o necesitate în comunitatea, în țara noastră. Deci aceste lucruri trebuie să fie acordată atenție deosebită în curriculum sau în programele școlare, în calitatea instruirii profesorilor care predau și atunci când se vorbește despre cursurile de educație civic sau politologie, ne întoarcem la educație. Deci trebuie să fie oameni care au tangență cu mediul practic. Încă o dată repet, o să poți să vorbești ore întregi despre ce înseamnă partid politic, ce înseamnă politică în general și omul după sute de ore făcute s-ar putea să, totuși la sfârșitul cursului, să spună noi am învățat, dar foarte multe teorie, dar iată, nu prea înțelegem cum să fac lucrurile în realitate. Deci este nevoie de exemplificare, este nevoie de discuții, de studii de caz concrete, care oamenii să înțeleagă că este o necesitate a societății, așa este o rânduită, așa este gândită societatea, trebuie să aibă conducători, trebuie să existe niște instituții care guvernează într-o țară, trebuie să existe conducători într-o localitate. Mereu încercam și eu la studenți să dau aceste exemple practice pentru a putea ca oamenii să înțeleagă, indiferent de profesia pe care o vor avea, vor fi cetățeni care vor fi periodic chemați la vot, vor fi cetățeni care li se vor propune într-o zi să fie candidați la o anumită funcție și trebuie să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă în societate și instituțiile statului, ne place nouă sau nu ne place, au un grad puternic de politizare. Și să spui că pe mine nu mă interesează politica, pe mine nu am treabă cu politica, deci este o greșeală și un lucru care cu adevărat denotă lipsă de cultură și de educație în fond. V-am întrebat într-un episod anterior despre cum ar începe un tânăr să se implice în lumea politică, dar de fapt cum ajunge un cetățean de rând, cum ați ajuns dumneavoastră să fiți interesat de acest domeniu, cum ajung cei de la puterea națională să fie aleși pe circumscripții și să fie membri de oarecare partide? Eu mi-am dorit că atunci când mi-am stabilit ca obiectiv vreau să devin primarul municipiului Cahul, eu nu m-am gândit la că trebuie să devin membru a unui partid, că iată, prin intermediul unui partid pot să ajung mai ușor sau altul. Deci nu, mă consider o persoană autodidactă, am studiat, am citit mult și la un moment dat mi-am stabilit în felul următor. Iată, acesta este un obiectiv al meu. Obiectivul este nu doar a obține funcție de dragul unei funcții, dar a stat în spatele acestui obiectiv o motivație puternică. Am zis, eu vreau să fac ceva pentru comunitatea mea și știu că această funcție îmi permite sau îmi oferă statutul prin care eu să realizez mai mult ceea ce îmi propun. Căile prin care ajungi la o anumită funcție sau ajungi să fii un jucător în sistemul politic, să spun așa, iarăși sunt diferite și pentru fiecare persoană există foarte diferite experiențe. Astăzi, convingerea mea este clară, este mult mai ușor să ajungi în politica și nu mai locală, în politica națională, mondială chiar, datorită acestor instrumente simple care toată lumea are acces. Care? Internetul. Deci, spuneam, mai mulți ani în urmă, mai nu prea știa ce înseamnă internet, despre rețele socializare, numai. Deci ca să fie ajuns atunci o personalitate, ca să te impui, să fie cunoscută, trebuia să treci mai multe etape a eșalonului puterii, să zicem așa, să ajungi la un post de televiziune cu acoperire națională, în general, era o sărbătoare, era un eveniment. Astăzi, reflectă o problemă într-o comunitate, din societate, a unui grup de cetățeni, câteva live-uri pe Facebook sau pe alte rețele socializare și poți să te cunoască sute de mii sau milioane de cetățeni. Și atunci este simplu să fii vânat, în sensul frumos al cuvântului, spune așa, recrutat de o anumită forță politică care își dorește oameni vizibili. Deci partidul politic, iată, uitați-vă, această persoană reflectă o anumită problemă, uitați-vă câți urmăritori, uitați-vă câți oameni îl susțin. Problema înseamnă că este relevantă în societate.
ne-ar fi bine ca acest om să fie în echipa noastră, respectiv dă o plus valoare de imagine, de acoperire politică. Și în felul acesta este mai ușor și pentru partid de stâng cu ochii. Deci astăzi s-a impus cineva pe rețele socializare, imediat un partid care este cu ochii în acest domeniu, imediat vin și nu este greu ca să-ți propuie lucrul ăsta. Înțelegeți cum? De asta astăzi este mai greu să te menții în politică decât să ajungi în politică. Este foarte important să subliniem lucrul ăsta pentru că eu, vă spun, eu pot să fac comparație chiar în administrație. Deci, astăzi toată lumea vorbește despre transparență. Totul trebuie să se vadă în timp real, ce se face, cum s-a dus, cum se administrează banii publici. 10-15 ani în urmă, cine vorbea despre asta? Existau legi care obligau administrația locală să facă așa sau altfel? Existau legi care obligau ca toată lumea trebuia să știe unde sunt banii publici? Știau organizați de partid și deci decideau ce doreau ei, ce considera în limita cadrului legal care este atunci, dar lumea auzea din o dată într-un ziar care, sigur, era controlat de o anumită persoană, despre accesul la informație și deci astăzi dorești să intri în politică nu de dragul de a intra în politică. Deci eu aș vrea să înțeleg oamenii atunci când vor să intre într-un partid, să fie partea politicilor, dacă vreți, naționale, nu faci ca un scop în sine. Vrei să ajungi la o anumită funcție sau vrei să vezi un rezultat într-un anumit domeniu. Deci, iată, eu consider că prin acest fel poți să contribui la rezolvarea unei probleme în țara noastră. Deci, haideți cântărește de 100 de ore înainte de a acționa, care este calea cea mai eficientă, care este, spuneam, corectă, pentru a obține acest rezultat. Astăzi abordez o problemă, deja depinde de care este factorul decizie, care este receptiv la acea problemă sau sesizare, nu contează că este un video, că este o postare. Deci, ca să ia atitudine și să vadă, iată, într-adevăr, haideți să o rezolvăm și dacă vreți să-și capitalizeze politic reușita sau, mă rog, invers, pe o temă sau altă. Deci, astăzi nu mai este să stai în rând la un sediu de partid în teritoriu pentru a scrie cerere, că iată, să fiu și eu acolo, că poate nici nu știi cum se gândește lumea și la mine să-mi dea o funcție. Eu tot timpul n-am apreciat sau n-am gândit că sunt bune astfel de situații când oamenii, iată, vezi că astăzi partidul cu tare este pe val sau un anumit candidat, ești la fel cu niște susțineri publice, iată, persoana cu tare, bravo și așa și așa mai departe, că pe urmă într-o zi să mă duc să-i spun, păi uitează, iată, eu am lucrat pentru dumneavoastră, poate cumva îmi dați și mie o funcție, eu am trăit lucrul ăsta. Adică au venit persoane după alegeri și se spune, domn primar, păi dar știți noi, băi, dar știți cât am alergat pentru dumneavoastră? Păi dar știți cât am făcut noi pentru dumneavoastră? Haideți poate și dumneavoastră ne rezolvați problema aceea noastră. Și am spus, deci dacă ai o problemă care ține de competența mea și eu pot să o rezolv, nu trebuie să-mi spui, știți cum, mi-e greu să găsesc un termen adecvat care ar fi, știți, să nu că e lingușire sau o modalitate așa, știți cum, un antreu frumos prin care omul se întâi să scoată ochii că te-a votat, că a alergat pentru tine și după care, știi, cumva să te simți obligat că trebuie să rezolvi că iată a fost, deci nu. Iată, exact așa se întâmplă și la nivel național. Oamenii așteaptă să fie, știți cum, cumva sesizați pe faptul că, iată, noi am fost senatori și atât când avem o problemă, să știm că avem o ușă deschisă doar din cauza asta. În felul ăsta sunt și scenarii care se fac din timp, se planifică ca oamenii să ajungă exact unde le trebuie. Ați spus de faptul că e mai greu să te menții în politică, dar avem în Moldova dinozauri politici care sunt de la independență aproape în acest domeniu. Cum le reușește lor? Datorită partidului sau... Corect, uitați-vă, deși partidele care își mențin liderii, cum spuneți dumneavoastră, decenii în funcție sau în poziții cheie, asta arată care este gradul democrației în acel partid, arată că, din păcate, uneori generații trebuie să plătească tribut unor persoane care au fondat acel partid și nu putem să-l dăm acum într-o parte, că el a fost cineva care a construit partidul, ne-a adus pe noi în partid și acum tot îl facem, știți cum, îl punem mereu în prima poziție pentru că el, în orice ecuație, să nimerească pe poziție cu șanse de trecere, că e în Parlament sau funcții cheie. Și vina societății pe de-o parte, pe de altă parte a sistemului electoral. Astăzi tu nu ai posibilitatea, sunt unele țări scandinave care au posibilitatea aceasta de a alege de pe listă. Deci astăzi votez, când vorbim despre sistemul de a vota o listă de partid, evident, ordinea o face partidul pe listă.
Deci tu votezi sigla acel partid, dar cei care sunt primii pe listă, evident, au șansă. Cu cât mai jos ești pe listă și încercam și la nivel local, uneori la cetățeni să le explic. Da, este greu, mă rog, pentru a înțelege fiecare cetățean în funcție de, spuneam, cunoștințele lui, dar pentru a înțelege lucrul ăsta le spuneam, păi uitați-vă, de ce votați partidul respectiv? Vorbeam despre Consiliul Local. Păi iată, acolo este verișorul meu. Și eu voi vota partidul cutare pentru că este verișorul. Și spuneam, deci uite, hai să fim cum corecți. Al câtulea pe listă este verișorul tău? Și că al 16-lea. Bun, haideți să spun că zic în mod ideal, zic, cel mai fericit caz din partidul respectiv și nu sunt eu să fac preziceri, dar asta arată realitatea. Maxim de la partidul acela, dacă vor intra 3-4 cetățeni, 3-4 persoane vor intra în Consiliul Local. Și zic, tu îți dai seama că verișorul tău nu are nicio șansă. Acum, nu e corect de o parte să spui, bun, cine dă note, ai șanse, nu. Dar noi vorbim despre cum stau lucrurile, opțiunile, să zicem așa, în viziunea cetățenilor, care sunt opțiunile electorale. Nu vorbesc despre sondaj, vorbesc despre niște realități care lumea le discute, le înțelege și el zice, păi, dar ce să fac? Păi, dar tu înțelegi că tu, prin votul tău, cu intenția de a-ți alege verișorul, tu îl votezi, îi votezi pe primii cinci, ai, dar pe primii cinci nu merită. Păi, dar tu îi faci pe ei. Deci lumea, deseori, nici nu înțelege toată această relație. Exact așa și la nivel de parlamentare. Sunt și oameni de treabă pe anumite liste, dar ei, din păcate, sunt mult mai jos pe listă și atunci când un candidat, fiind pe o poziție care, fără șanse de trecere, din păcate, sau cu mari șanse, și merg în teritoriu și oamenii sunt convingători și oamenii obțin susținerea cetățenilor și spun, iată, noi am votat pe dânsul, dar nu a ajuns el să... Și iarăși vorbim despre educație politică. Vorbim despre oamenii să înțeleagă că votând o listă, deci trebuie să înțeleagă întâi ordinea, pentru că în funcție de punctajul sau de acumulat, deci este, se trage linia acolo unde... Și iată, aceste detalii, din păcate, sunt prea puțin cunoscute, poate discutate în societate, lumea nu le înțelege și, pur și iarăși devin captive acelorași dezamăgiri, dar cum, parcă noi am votat pe Vasile, dar au ajuns Ion în Parlament. Da? Deci, iată, cam asta este relația, pentru că asta este exercițiul și este sistemul electoral pe care îl aveam. Dar sunteți un susținător al sistemului electoral uninominal? Când s-a discutat în societatea noastră, puțin, nu mult, despre alegerea deputaților pe circumscripții, toată lumea, știți cum, deseori poporul nu știe ce își dorește, vorbea frumos despre faptul că aleșii trebuie să fie cât mai aproape de alegători. Și iată, uitați-vă, astăzi cât dezamăgiri există în ceea ce se numește clasa politică și Parlamentul și cât este de reprezentativ sau de nereprezentativ, chiar dacă au fost aleși mulți pe circumscripții. Deci, iarăși, a dat dovadă că foarte mult contează calitatea, dacă vreți, iarăși, a celor care sunt aleși, oameni care au autoritate, oameni care au caracter, oameni care nu se lasă cumpărați, oameni care trebuie să, și noi avem nevoie de a introduce, într-adevăr, prin lege această, de a interzice, de fapt, acest rasism politic, într-adevăr, în 2 ani să treci în 4 partide. Și, din păcate, cum vreți să nu adâncească această, dacă vreți, prăpastie între oamenii simpli care își doresc ceva și, în rezultat, au cu totul altceva. Deci, dezamăgire, coruperea aleșilor, neîncrederea aceasta. Deci, un sistem electoral perfect nu există. Depinde foarte mult de societate, pentru că nu poți un sistem să-l aplici la o realitate a unei societăți care poate nu este pregătită. Dar este important ca oamenii să aibă în față, să promoveze în față oameni care merită să fie vârful unei formațiuni. Eu am vorbit mai mult de mai mulți ani, am vorbit despre schimbarea, modificarea legii privire la partidele politice privind înregistrarea partidului politic și vreau să spun că anul trecut a fost modificată într-adevăr legea, s-a mișcat pragul, deci era nevoie de 4.000 de membri fondatori pentru a înregistra un partid politic, astăzi vorbim despre un prag de 1.000 și de ce e că spuneau unii, păi iată, avem foarte multe partide în Republica Moldova. Eu nu cred că trebuie să ne sperie lucrul ăsta. Deci până la urmă, iarăși, cei mai buni rezistă, cei mai buni sunt susținuți. Astăzi avem 50 de partide în Republica Moldova înregistrate.
Bun, multă lume le cunoaște doar pe câteva care sunt reprezentate în Parlament, dar unele s-au înregistrat, n-au făcut nimic, altele sunt mai de mult înregistrate. Cert este că pentru, ca spuneți dumneavoastră, să nu fie aceleași fețe decenii în fruntea unor partide care practic și așa domină în spațiul politic și oamenii, nu că dacă ar fi buni, nimeni n-ar avea nimic împotrivă. Dar dacă, uitați, lumea vrea altceva, dar nu se primește altceva. Deci nu se primește pentru că este greu ca alte vârfuri să se nimerească în prim plan. Și aici vreau să spun un lucru care este important, cei care ne privesc din instituțiile media, și mereu am spus lucrul ăsta și o repet, astăzi trebuie să ne asumăm mai mulți rolul sau vina, dacă vreți, în această lipsă de reformare a clasei politice, inclusiv instituțiile media, care, din păcate, promovează aceleași persoane. Astăzi, în Republica Moldova, sunt mai multe persoane care merită să fie cunoscute, merită să fie promovate. Atunci când vezi, de exemplu, în toate studiourile la televiziune, în fiecare seară sau în fiecare zi, aceleași face-uri, mă scuzați, deci aceleași figuri care le vezi de ani de zile și nimic nu se schimbă, oare nu mai sunt în țara asta alți oameni, oare nu mai sunt alți oameni care au niște idei mai proaspete despre ce trebuie de făcut în țara aceasta? Deci astăzi sunt în studio, mâine la altă televiziune sunt aceleași persoane la același studio și lumea era, cum să spun eu, greață, sincer, despre faptul că nu aud nimic nou, doar certuri între ei, deci nu aud să vină cineva să propună, iată, am un proiect pentru această, pentru țara noastră, în acest domeniu și iată, acest proiect trebuie realizat, iată, anume așa, așa. Și lasă deja să fie discuții publice despre cât este de bun acel proiect care trebuie să fie asumat de un partid sau, sigur, de o instituție a statului. Moldova depinde, deși este independentă, depinde foarte mult de relațiile cu vecinii, cu partenerii strategici. Cum apreciați politica mondială a marilor puteri, chiar și cei aproape de noi, mă refer la Rusia, chiar și cei de peste ocean, la America și Uniunea Europeană? În condițiile unei globalizări tot mai accentuate, va fi și mai greu, tot mai greu să vorbim despre, din păcate, să spun lucrul ăsta, despre state, națiuni, despre politici naționale. Vom vorbi foarte mult despre interacțiunea între politicile internaționale. Moldova este o țară mică pe hartă, dar noi trebuie să fim cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă în lume, pentru că ne afectează pe toți astăzi, nu putem spune mai puțin sau mai mult. Cu siguranță, ceea ce se întâmplă în în curtea marilor puteri, să spunem așa, este în atenția tuturor și lucrul ăsta se reflectă cum? Pe de o parte, vorbim despre impactul economic la nivel mondial, orice stabilitate sau instabilitate politică a marilor puteri are cu siguranță impact economic. Pentru noi, ca țară, este important să fim în relații bune, evident, cu orice țară din lume. Trebuie să găsim oameni capabil să ne reprezinte demn în acolo unde avem ambasade, unde avem misiuni diplomatice, dar și trebuie să avem o relație frumoasă și sănătoasă cu cetățenii noștri care sunt în acele țări. Mă refer nu doar la muncitorii de rând care muncesc acolo într-o țară sau alta, mă refer la faptul că avem oameni care inclusiv au un impact sau influență inclusiv asupra unor persoane importante din diferite țări. Deci trebuie să ne promovăm oameni capabili să stabilească aceste relații bune cu diferite țări ale lumii. Noi nu avem resursă umană foarte multe care să ne permitem să avem în toate țările, dar ce sunt țările care cu adevărat pot să ne ajute sau care pot să fie exemple pentru noi, trebuie să fim în aceste relații frumoase. Sunt lecții care putem să le învățăm. Uitați-vă, astăzi spuneam, depinde tot mai mult de ceea ce înseamnă informația care o consumăm, rolul internetului, vedem rolul media în a da jos sau a pune guverne, vedem rolul media în a provoca sau a rezolva o problemă de tale internațională, exact cum este această pandemie, deci datorită instituțiilor media avem amplificarea sau, dacă vreți, reducerea acestei amplitudini a crizei sanitare în care ne aflăm. Pentru Republica Moldova, eu consider că este nevoie să avem o atitudine, spuneam încă o dată, serioasă față de misiunile diplomatice care le avem, calitatea diplomaților care ne reprezintă. Și atunci când vorbim despre faptul că prioritatea
sau pentru Moldova este o prioritate integrare europeană, trebuie să demonstrăm și să, cu adevărat, să arătăm că aceasta e o prioritate. Eu nu consider că prin faptul că avem 4 sau 5 maxim, cred că angajați ai Republicii Moldova la misiunea noastră de la Bruxelles pe lângă Uniunea Europeană, asta arată ca prioritate de țară. Deci noi avem nevoie de mai mulți oameni care să lucreze la Bruxelles pentru această dimensiune de integrare europeană și avem numai de mulți, dar și buni, deci reprezentativi, capabili să deschidă uși, capabili să lobeze anumite interese pe care le are și nevoie pe care le are țara noastră și aici este nevoie de investit foarte mult. Prioritatea priorităților politică externă trebuie să fie relația cu vecinii, indiscutabil. Relația cu Ucraina, vedeți, în contextul acestor vizite bilaterale de șef de stat, sunt importante din perspectiva securității, sub toate aspectele securității, stabilității, mă refer la conflictul transnistrean, mă refer la securitatea energetică, mă refer la securitatea sau la ceea ce înseamnă mediu. Pe relația cu România, eu consider că nici 15% nu este valorificată relația care poate fi dezvoltată, relația bilaterală. Și aici este un potențial imens, nevalorificat, sunt foarte mulți factori despre care mi-aș dori să vorbesc mult cu cei care cu adevărat au putere de decizie. Ce se face, ce se poate de făcut pentru că aceste relații, spuneam cu ați, să treacă cu totul la alt nivel. Desigur, în istoria țării noastre, așa cum este ea mică, sau zicem așa, nu prea trei decenii, din păcate, desigur, s-a vorbit despre negociere, dar ei nu prea au fost negocieri. În mare parte s-a acceptat ceea ce s-a oferit. Nu prea și-au permis mult să negocieze anumite texte, să spună că nu sunt de acord cu anumite propuneri, șablon, ale instituțiilor internaționale, deci este nevoie de lideri care să iubească țara. Este nevoie de oameni care să, cu adevărat, nu vorbesc acum de filozofie, patriotism. În orice cuvânt, orice document internațional, poți să găsești o frază care, o virgulă pusă la timp sau un cuvânt adăugat, poate să arate, să transmită un mesaj cât de mult ții tu la anumite aspecte și nu vorbesc doar de impact economic, dar faptul că tu ești ca țară, consideri interesul național mai presus decât interesul unei organizații internaționale, chiar dacă avem vital nevoie de această asistență financiară, asta nu înseamnă că trebuie să îngenunchezi sau trebuie să accepți oricare condiții de dragul că, iată, fără o anumit suport financiar nu supraviețuim. Deci trebuie să avem demnitatea și, spuneam, capacitatea ca fiind și mici să discutăm cu cei mari înțelept și așa să nu fim priviți ca fiind de categoria a 3-a sau a 4-a. Vă considerați un unionist? Este pentru mine ca istoric, vreau să spun multe lucruri. Sunt un cetățean a Republicii Moldova și sunt un cetățean a României. Iubesc în egală măsură și România și Republica Moldova. Suntem un popor și iubesc mai mult când vorbesc despre poporul român în întregime, în ambele state. Eu consider că este foarte mult populism și foarte multe declarații neargumentate în spațiu public. Există suveranitatea unui stat și a unui popor. Deci orice decizie privire la schimbarea astăzi a frontierelor sau unitatea neamului românesc, deci este decisă de către poporul acestor două state. Deci există constituții și la București și la Chișinău, există parlamente, există instituții ale statului și există instrumente instituționale și constituționale pentru astfel de întrebări, care se numesc referendumuri. Atunci când conducătorii vor avea înțelepciunea și vor fi capabili să înțeleagă și să proiecteze pe ambele părți ale prutului dezvoltarea economică, spuneam, relații frățești, deci și să poată convinge poporul în cazul unui referendum despre această unitate, ea se va produce. Desigur, se face o sperietoare din asta, alteori se tem să spună niște detalii despre acest lucru. Sunt prea multe, uneori, forțe politice care vorbesc ce trebuie de făcut, dar mai puțin vorbesc și cum de făcut lucrul ăsta. Și eu cred că noi, ca cetățeni, spuneam încă o dată, prin atitudinea, prin faptele, prin angajamentul, responsabilitatea civică și politică care trebuie să dăm dovadă ca cetățenii Republicii Moldova și ca cetățenii României, vom putea ca acest drum să fie tot mai aproape de ceea ce ne dorim. Este un semn de la ieșire de la Oancea, dar tu ce ai de pierdut fără hotarul de la Prut? Ce avem de pierdut noi fără acest hotar?
Noi nu avem de pierdut. Au de pierdut cei care astăzi profită de pe seama acestei frontiere. Au de pierdut cei care nu își doresc, din mai multe puncte de vedere, această unitate. Au de pierdut cei care sunt împotriva integrării europene, sunt împotriva unor relații frățești între aceste două state. Din păcate, Pactul Ribbentrop-Molotov a creat această frontieră și, din păcate, nu s-a schimbat spre bine datorită, spuneam, calității, competenței și viziunii și dragostei de față de neam și de țară, care a fost lipsă, vreau să spun, în egală măsură în această perioadă și la Chișinău și la București. Este pregătită clasa politică a noastră actuală în contextul ultimelor evenimente politice, în contextul alegerilor prezidențiale, să facă o schimbare vizibilă în țara noastră? Sunt unii membri a unor partide, mă refer unii membri din conducerea unor partide care astăzi sunt reprezentate în Parlament, sunt în unele partide care poate nu sunt reprezentate în Parlament, care și-ar dori și au chiar și, zic eu, capacitatea și competența necesară, dar însă ei nu au atins masa critică și nu au forța decizională pentru a face aceste schimbări majore. Dar, din păcate, și aceștia de multe ori sunt rupți de realitățile de pe teren. Deseori se alimentează cu informații sau consumă anumite informații doar despre ceea ce se mai găsesc pe internet, fără să cunoască niște realități și inclusiv aceste realități care trebuie schimbate, fără a invoca deseori lipsa unei majorități parlamentare sau lipsa altor forme de suport politic. Deci orice problemă ridicată într-un mod civilizat, promovată pe agenda, fie că este executivului sau legislativului, deci ea poate să fie promovată, poate să fie susținută, dar societatea trebuie să cunoască că aceste întrebări sunt discutate, sunt propuse, sunt înaintate și eu cred că, spuneam, este nevoie ca totuși, în mare parte, totuși, clasa aceasta politică să fie primenită, zicem noi, să fie înnoită și eu mi-aș dori ca, din perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare anticipate, dacă vor fi în curând sau nu, deci totuși să fie elaborată o listă comună a forțelor pro-europene, o listă de candidați în Parlament de oameni integri, oameni care au demonstrat că au dorință, au capacități. Nu este ușor, există rânza aceasta, există un lucru care de multe ori îl declar, există logica și logica politică, ele rare ori se întâlnesc și mi-aș dori ca să fie dată dovadă de maturitate politică ca majoritatea partidelor care astăzi se declară pro-europene își doresc o adevărat schimbare, să-și lase la o parte orgoliile, să-și lase mânza și mofturile personale și de dragul viitorului țării, intereselor țării, să se așeze, să facă o listă, un bloc puternic, capabil să mobilizeze electoratul și oamenii de bună credință, să nu mai fiu pus chiar și eu ca primar sau fiecare cetățean care trebuie să aleagă în situația, uitați-vă, iarăși trebuie să aleg dintre relele mai mici, deși eu dacă nu am această convingere că trebuie să mă implic cu toată forța pentru că merită sau nu merită. Deci cu asta trebuie să existe foarte multe discuții în teritoriu, ce își doresc oamenii, care sunt oamenii care ar fi bine să fie promovați pe această listă comună. Lucrul ăsta, dacă nu s-a început, deja e târziu. Deci de mult trebuia de pregătit și de lucrat în această dimensiune. Sunt astăzi mulți cetățeni, persoane capabile, care poate sunt mai puțin vizibile în spațiu public, dar care merită să fie în viitorul legislativ și care să nu mai punem întrebare iarăși de 3 decenii încotro să îndreaptă țara noastră. O întrebare pe care vreau să o dau ca istoric ar fi de ce țările prebaltice, vorbim despre Lituania și Estonia, deși au fost și ele parte a Uniunii Sovietice și au avut aceeași soartă ca și noi, cum se face că acolo lucrurile s-au mișcat din loc și acum vedem aceste 3 țări prosperând și având un viitor promițător, dar noi, țara asta mică, bucata asta de pământ, încă nu suntem acolo unde vrem noi, nici pe departe. Cunosc că am fost în țările baltice, cunosc mai multe persoane care activează acolo în funcții chiar de primari, de oameni, de lideri politici. Au fost perioade în care în funcții cheie în țările lor au ajuns cu adevărat patrioți, oameni iubitori de țară și au fost capabili să pună piciorul în prag, cum se spune la noi,
unor forțe externe care nu-și doreau poate această rupere de pe de-o parte de sistemul sovietic sau de încă de influența Federației Ruse, concret pentru că au fost în același lagăr de influență, zicem noi, și lucrul ăsta s-a manifestat în organele puterii de stat, instituții politice, în instituțiile de securitate și atunci când au ajuns acești oameni și erau și integri, deci s-a început această luptă și corupția și, dacă vreți, înnoirea clasei politice cu persoane care erau mai puțin vulnerabili, șantajabili, dacă vreți, din punct de vedere a politicului sau a instituțiilor, serviciilor de informații, pe această dimensiune și în felul acesta a fost posibilă ruperea și intrarea pe un făgaș normal de dezvoltare. Republica Moldova astăzi, din păcate, încă este în această, spuneam, chinuri ale facerii. Unii își doresc, alții vor face tot posibilul ca să mențină Republica Moldova într-o sferă de influență și lucrul ăsta se face cu concursul unor cetățeni ai Republicii Moldova, pentru că deseori se invocă factorul extern. Noi avem, din păcate, încă instituții în care, dacă forțe străine din Est, concret, își doresc să realizeze un obiectiv, nu este greu. Au oameni loiali, oameni care sunt cumpărați, oameni care o fac din convingere în defavoarea Republicii Moldova. Pe parcursul timpului, de când sunteți și primar, mai multe partide politice v-au propus colaborare. Ce părere aveți despre partidele politice actuale de la guvernare din Republica Moldova și, în general, care este principiul după care multe dintre ele se conduc? Pentru că acum nu mai este vorba despre doctrine politice, este vorba despre pe alocuri interese și oameni. Activitatea partidelor este reglementată, spuneam, de un cadru normativ. Eu consider că și aici trebuie să suporte intervenții majore, modificarea cadrului legal. De exemplu, eu sunt împotrivă ca partidele să fie finanțate din bugetul de stat. Cunosc că este o practică europeană largă, dar consider că realitățile economice din Republica Moldova și nivelul nostru care îl avem, deci nu cred că este corect ca din bugetul de stat vreo 30 milioane de lei undeva anual practic merg din bugetul de stat către partidele politice. Cu acești 30 milioane poți să faci multe, multe lucruri, multe proiecte care pot fi realizate și necesități în țară. Fiecare partid, sigur, este un drept de asociere a cetățenilor să adere la un partid sau altul. Partidele au un statut, un program. Din păcate, nu prea citește lumea nici statutele, nici programele și nu vorbesc despre cei care, cetățeanul de rând, nici cei care aderă la un partid, nu cunosc care este în real programul acelui partid. Lumea își dă seama că în campanie electorală nu discută despre programe de partid. Lumea discută despre niște oameni concreți care ies pe o listă sau ies în fața alegătorilor și depinde de calitatea liderilor. Eu vreau să spun că partidele, de fapt, deseori îngoană după numărul de membri ca să arate mai solid. Iată, noi avem atâția membri în țară, avem atâția membri în fiecare raion, deci fac greșeli majore. De fapt, un partid nu are nevoie de foarte mulți membri, pentru că riscul de a nimeri elemente nesănătoase la modul propriu, deci oameni corupți, oameni care nu onorează poate chiar liderii care merită. Deci oamenii sau partidele au nevoie de alegători, au nevoie de susținători și oameni care concret merită să dețină anumite funcții, că este vorba despre alegeri locale, că este vorba despre alegerile parlamentare sau prezidențiale. Deci e nevoie de oameni de calitate, nu numără, partidele au nevoie, spuneam încă o dată, de susținători, de alegători și de oameni care concret aderarea în acest partid o vede ca pe o platformă prin care el vrea să obțină o funcție și este susținut de oameni pentru a obține acel mandat. Spuneam, 50 de partide astăzi în Republica Moldova nu este nici mult, nici puțin, dar cred că este nevoie ca să apară și partide noi și oameni noi care, dacă sunt de calitate, sigur merită să ajungă în instituțiile sau în organele elective ale statului pentru ca să reprezinte demn cetățenii. Din păcate, în plan teritorial, marea majoritatea partidelor se activează în preajma unor alegeri și știți cum
atunci fie că mobilizează anumite resurse, găsesc niște bani să plătească 2-3 oameni care să alerge, să încleie afișe sau să organizeze niște întâlniri pentru cineva. Acest lucru, într-adevăr, în ultimii ani și în general, de când urmăresc viața partidilor din Republica Moldova, mi-a creat mai mult un dezgust. Când spuneți de propunerea partidilor, le-am explicat că eu nu am nevoie astăzi de un partid pentru a, și înainte de a fi primar, le-am spus că nu am nevoie de un partid ca să ajung primar. Eu mi-aș dori, de fapt, ca toți primarii să fie, într-adevăr, independenți în țara aceasta. Va fi mai puțină risipă de bani publici, acum se scucuie nuilenii candidează, pentru că partidele vor, iar așa spuneam, logica și logică politică. Știi că nu are nicio șansă să devină primar, de exemplu, dar noi suntem partid, trebuie să avem și noi candidatul nostru. Da? Și din experiență vreau să spun că aici sunt foarte multe exemple care arată lipsă de, spuneam, de logică, dar este o logică politică, dar dacă ar fi numai doar aceasta, dar implică resurse financiare, implică relații, dacă vreți, tensionate între oameni și, de fapt, și statul. Determină statul la niște cheltuieli, părerea mea, inutile. Este important să încurajăm concurența, dar între oameni de calitate. Nu doar că, iată, partidul nu avea pe cine ai, că trebuie să, tu nu vrei să fii și tu candidat pentru Parlament sau prin alt. Deci astăzi, dacă eu aș considera că mi-aș dori altceva decât funcția de primar, cu siguranță aș opta pentru o formă sau alta, dar se lucrează cu numerar, niciun fel de reflectare în rapoartele financiare. Oameni care chiar fac bani în campanii electorale pe seama partidilor, pentru că beneficiază niște bani de la centru, în teritoriu au libera decizie de a-i gestiona, se lucrează cu cash, și cum îi cheltuie și cum se raportează sunt lucruri total diferite. Deja rezultatele, sigur, depinde de calitatea acelor oameni. De aceea i-aș îndemna pe cei care se grăbesc să devină membri a unor partide să aibă răspuns pentru ce își doresc să devină membri acestui partid. Dacă acel partid reprezintă cu adevărat și oamenii se regăsește în calitățile și inclusiv rezonează cu, mă rog așa, viziunea, pregătirea și liderul acelui partid, pentru că la un moment dat, uitați, eu când văd BNR în care apare un candidat la primar și cu funcția președintelui de partid sau indiferent de funcția care pretinde, deseori întrebam pe dânsul de la cine faci transfer de valoare sau transfer de imagine. Pentru că deseori oamenii cred că poza cu cineva îți aduce plusuri, deseori îți aduce mai mult minusuri. Deci dacă vorbim despre oameni de calitate în teritoriu, deci oamenii pot să aibă o impresie bună despre un lider local și pot să aibă o imagine proastă în ochii lor, liderul național. Deci noi te votăm pe tine ca primar sau ca deputat care să ne reprezinți, dar nu pe cel care e președinte, care, de exemplu, poate noi avem altă părere despre el. Recent a fost ales nouul președinte al Republicii Moldova, pe 24 decembrie a fost investit Maia Sandu. Cum credeți, se va ridica actual președinte la nivelul așteptărilor cetățenilor sau nu? Eu sper foarte mult, pentru că nivelul de încredere și entuziasm care oamenii au votat președintele nouă Republicii Moldova este imens și știu că dacă președintele Maia Sandu înțelege acest lucru, necesită foarte multe nopți nedormite, efort și sacrificii enorm pentru ca oamenii de valoare din această țară să fie parte a acestui proces, să susțină viziunea și politicile și acțiunile care sunt propuse. Mi-aș dori ca să fie mai puțină vorbă, probabil, mai mult concret produs, mai multe rezultate. La acest capitol, nu știu, sper să fi avut dreptate Margaret Thatcher, care spunea că dacă vrei să vorbești cu despre ceva în politică, trebuie să vorbești cu un bărbat, dacă vrei să faci ceva în politică, trebuie să vorbești cu o femeie. Dacă va avea capacitatea nouul președinte să-și atragă oameni de valoare, să facă planuri, spuneam încă o dată, strategice și de scurtă durată, capabile să fructifice aceste așteptări a oamenilor și să fie cât mai mulți cetățeni implicați, atunci, sigur, este foarte greu, dar este posibil. Am văzut pe internet recent chiar niște îndemnuri al cetățenilor, cum că dumneavoastră să candidați ca președinte sau ca deputat în Parlament. Cum vedeți dumneavoastră? Care sunt visele dumneavoastră pe viitor și dacă vă regăsiți în aceste așteptări?
Vedeți, eu mi-am propus mulți ani în urmă să devin primarul municipiului Cahul și am zis că asta este un obiectiv prin care să realizez niște obiective care le propun în localitatea noastră. Dacă mi-aș fi dorit să devin deputat, aș fi fost de mult în Parlamentul Republicii Moldova. Deci, președinte, nu am încă vârsta pentru a candida la președinție, dar nu mi-am propus niciodată acest lucru. Eu consider că fiecare trebuie să-și merite statutul pe care îl are și este o vorbă înțeleaptă în Biblie în care zice atunci când ești găsit vrednic în lucruri mici și se vor încredința și lucruri mai mari. Ce va fi în viitor, vom vedea. Eu doresc ca oamenii de la fiecare ales, fie că este vorba despre primar sau deputat sau, eu știu, președinte de țară, să vadă dedicație, să vadă, într-adevăr, foarte multă implicare, pentru ca oamenii să fie puși în situația să aleagă, într-adevăr, cine merită să conducă sau să fie în postura sau în funcție pe care o merită. Dar din ce postură credeți că veți putea face mai multe pentru țară? Fiecare funcție, în contextul sau și așa, în limita competențelor pe care ți le atribuie, îți permite să faci anumite lucruri. Astăzi, când se discută în Republica Moldova despre statutul sau atribuțiile președintelui țării, este important ca sigur să existe conlucrare între instituții și între primele persoane în stat. Este important orice rol. Sigur, funcția de prim-ministru, din punctul meu de vedere, este funcția care îți permite și îți dă o gamă mai largă de acțiuni concrete. Este ideal să ai și suport politic în Parlament, dar chiar și cu un anumit Parlament, uneori poate ostil, un prim-ministru bun, care are câțiva miniștri buni, respectiv, poate să facă foarte multe lucruri în Republica Moldova, chiar și cu cadrul legal existent, chiar spuneam încă o dată și în pofida sau în contextul unor probleme care există între relația dintre principalele puteri în stat. În primar, vă mulțumim și ne vedem în următoarea ediție a emisiunii. La revedere!